Vreau să vă spun că dragi mi-ați fost de când v-am văzut de la amiază, dar după ce am citit și întrebările care au fost puse, îmi sunteți și mai dragi, pentru că mi-am dat seama că sunteți și deștepți, nu numai frumoși, așa că vă promit că o să fiu un pic mai disciplinat decât de dimineață, sau decât de la primul seminar, și o să mă duc mai repede peste materialul din a doua parte pentru ca să lăsăm mai mult timp pentru dialog. Pentru că de foarte multe ori, acum vă spun un secret așa din casă, de foarte multe ori noi predicatorii încercăm să ne convingem pe noi înșine că ceea ce aveți voi nevoie este ce avem noi pregătit mai bun. Și ne dăm seama că de fapt nevoile voastre de multe ori sunt absolut diferite de ceea ce credem noi. Dar asta nu înseamnă că ceea ce este gândit dinainte nu are un rol în viața voastră, chiar dacă nu îl simțiți voi atât de stringent. Pe de altă parte, vreau să vă cer îngăduința și totodată să vă rog să, așa în duhul vostru, să spuneți o rugăciune pentru mine. Fac foarte rar asta, nici nu știu dacă mai am făcut-o vreodată. Sunt într-un moment mai dificil așa cu sănătatea și probabil că ați putut să-mi dați seama, cel puțin cei care mă cunoașteți, că nu sunt chiar în apele mele. Mi-a fost foarte greu să duc la capăt primul mesaj. Am tras niște cafele bune acum și o prăjitură și sper că asta un pic a pus la suflet, așa că am nădejde că cel puțin lucrurile astea o să facă un pic de diferență. Pentru că am promis că sunt mai sistematic ca să ajungem mai repede la întrebări și apoi să terminăm într-un mod devoțional, într-un mod, să zic, mai aplicativ întâlnirea de astăzi. Sunt conștient că sunteți cei mai mulți dintre voi în etapa din viață în care, funcție de deciziile pe care le luați, va decurge sau se va desfășura toată viața voastră. Este o perioadă în care trebuie să vă alegeți unii școală. Alții sunteți deja pe traseul școlii și vă puneți problema serios legat de profesie. Cei mai mulți dintre voi probabil că sunteți frământați cu privire la căsătorie. Cum să alegeți, cum să fiți aleși, cum să fiți alese. Este personajul potrivit, cel care dă târcoale și arată interes. Care sunt criteriile după care trebuie să facem alegerile? Și revin și leg aceste realități din viața voastră de tema pe care am prezentat-o la început, și anume, voi nu puteți să luați deciziile bazându-vă pe aceleași criterii pe care tinerii care nu-L cunosc pe Dumnezeu le iau în considerare. Voi aveți alte valori, voi aveți alte norme, pentru că voi nu sunteți duși de val. Și atunci voi trebuie să aveți foarte clar niște piloni stabili, da? Să aveți o structură spirituală, emoțională, intelectuală, puternică, care să vă țină în picioare și care să vă păstreze valorile pe care Dumnezeu și părinții le-au pus în voi. Și atunci, al doilea mesaj pentru această conferință, poate mă ajuți cu PowerPoint-ul, cine este? Da? Pune-mi, te rog, PowerPoint-ul. L-ai primit, sper, nu? L-am retrimis și al doilea, vezi dacă nu a venit. Da, până când ne ajută Sami, vreau să pornim de la un verset din Psalmul 143 cu versetul 10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Deci, îmi dau seama că la vârsta voastră sunteți confruntați și provocați cum să alegeți bine. Cum să alegeți după niște criterii care să vă asigure că alegerile pe care le faceți nu le veți regreta mai târziu. Nu este simplu să trebuiască să-ți alegi profesia. Și încă cu profesia o mai duci cumva. Dar cu o persoană greșit aleasă, trebuie să o duci până la capăt
Și nu-i simplu, pentru că nu-i nici pentru un an, nici pentru doi. Anul ăsta fac 31 de ani de căsătorie. Frate Nicu, câți? O să zic că mai mulți. Mulți înainte, mulțumesc. Și nu-i simplu dacă nu faci alegerile, repet, corecte. Și atunci, haideți să plecăm să vedem câteva principii biblice despre cum să facem alegerile în viață, astfel încât să nu ne conformăm criteriilor lumești, ci să cunoaștem voia lui Dumnezeu în aceste decizii importante. În viață avem trei tipuri de alegeri sau de decizii. În primul rând, noi facem decizii mărunte. Alegem în domenii, știu eu, neesențiale. Aceste alegeri le facem zilnic în viața noastră. De exemplu, astăzi dimineață ați ales cum să vă îmbrăcați, ce papuci să luați, ați ales dacă să mâncați sau să nu mâncați, dacă să beți cafea sau să nu beți cafea. Sunt decizii mărunte care ne afectează pe un timp mai scurt, da? Neesențiale. Al doilea tip de decizii pe care le luați sunt decizii mari. Deciziile mari nu vă influențează, nu vă afectează doar pentru o zi, pentru două zile, pentru o săptămână. De deciziile mari depinde restul vieții voastre. De exemplu, spuneam de cel puțin de aceste două alegeri mari. Ce profesie să am, la ce școală să mă duc, unde să locuiesc, cu cine să mă căsătoresc. Acestea sunt deja decizii mari pentru că de ele depind restul vieții voastre. Dar deasupra acestora este cea de-a treia decizie pe care noi trebuie să o luăm și anume sunt decizii eterne. De anumite decizii din viața noastră nu depinde nici o zi, nici o săptămână, nici 50 de ani, ci sunt decizii pe care trebuie să le luați, de care vă depinde veșnicia. Și atunci, noi trebuie să știm exact ce avem de făcut, astfel încât să nu riscăm lucrurile cu care nu ne putem juca. S-ar putea să alegem, de exemplu, în decizii mari, să alegem greșit. Dom'le, ne târâm o viață, îi greu o viață, tragem o viață, dar dacă am ales corect pentru eternitate, ia că trec 60 de ani aici. Da? La deciziile mărunte nu mai spun. De aceea, atenție mare, ordinea în care voi trebuie să vă setați mintea, ca oameni înțelepți, deștepți, ce sunteți, trebuie să vă stabiliți ordinea priorităților în felul acesta. Întotdeauna, deciziile mari trebuie să se subordoneze deciziilor de care ține eternitatea. Iar deciziile mici să se subordoneze deciziilor mari. Bună oară! Ne-am căsătorit bine, da? Eu nu mai iau decizii mărunte să tot îl cicălesc pe celălalt, adică în deciziile mari, la căsătorie. Sau mergem mai departe. Deci, sper că ați înțeles ideea aceasta. Prima dată, la voi în minte, trebuie să primeze deciziile de care vă depinde veșnicia. Apoi, aceste decizii trebuie să le influențeze pe cele mari. Iar cele mari trebuie să le influențeze pe cele mărunte. În ordinea aceasta trebuie să gândiți, pentru că lumea în care voi trăiți este exact pe dos. Tot ce ne interesează e să ne simțim noi bine astăzi. Nu mă interesează cum voi plăti mâine, nu mă interesează cum îmi va arăta viața peste o săptămână, peste o lună, pentru un an. Astăzi să mă simt bine. Fă ce-ți place ție astăzi. Nimeni nu mai vede efectul, pentru că toată lumea vede doar atât. Și este încurajată generația voastră să nu privească doi pași înainte. Și cei care nu au tăria să vadă consecințele deciziilor măcar 2-3 pași înainte, zic, distrează-te astăzi, fă ce vrei astăzi, nu contează, alege să te simți bine astăzi. Și vine mâine, și vine poi mâine, și vine răspoi mâine. Și dați-mi voie să vă spun din experiența de păstor o chestiune cu care m-am confruntat nu odată, de multe ori. Vă pot da caz concret, că mai multe.
Și chiar o să mă refer la un caz. Mă aduc aminte, eram păstor, probabil ordinat de vreun an de zile, 2 ani de zile. Eram tânăr de vârsta unora dintre voi. Și la un moment dat, într-o dupămasă, bate cineva la ușa la birou. Era o fată din echipa de închinare, cânta în biserică, cu minte, o fată excepțională. Veselă tot timpul. Zice, frate păstor, m-am mărit. Zic, nu, foarte bine, era să zic în sfârșit, nu? Și cu cine? Ce să-l chem acum. Îl cheamă de pe hol, intră un bărbătoc, așa. Mare, da, un alt, așa. S-a plecat cât a intrat. Mă uit la el. Zic, unde l-ai găsit? Nu, arăta bine bărbatul. Unde l-ai găsit? Și îmi zice, a venit din America în vizită și, na, știți cum, a venit să-și caute o fată bună în România. Zic, vreau să discutăm câteva lucruri. Am discutat 2-3 minute. În 2-3 minute mi-am dat seama ce valori avea bărbatul ăsta. Și am zis, nu te supăra, poți să ieși, te rog, până afară, că am de povestit cu fata asta un pic. Și am spus, fată, tu dacă ai fi fiică mea, ți-aș da o mamă de bătaie acum. Și ascultă-mă bine, dacă te încăpățânești să faci pasul ăsta, un singur lucru, într-un singur fel pot să mă arăt dragostea față de tine, că-s păstorul tău. Și acum, să nu vin la căsătoria ta. Și au zis, tot ce îmi doresc este să mă cununați dumneavoastră. Și am zis, niciodată, în felul ăsta niciodată. Era setea asta pe atunci de visul american, nu? Visul american. Și pentru visul american a subordonat orice. Orice. I s-au încețoșat ochii să mai vadă consecințele unei alegeri greșite. Sar peste câțiva ani. Eram păstor în Canada de acum și primesc un telefon. De fapt, eram în vizită în statul unde locuiau ei acum, m-au invitat la ei acasă și când am intrat la ei acasă, am simțit miros de iad. Miros de iad. Așa, într-un moment de pauză, a început să-mi spună chinul prin care trecea ea. O fată bună, credincioasă, o familie excepțională, slujea în biserică, a ajuns bătaia de joc. Umilințe îmi este... N-am cum să vi le descriu. Nu pot să vă descriu ce trăia femeia aia. N-am cum, imposibil. Simt că mă sufoc eu, amintindu-mi de ce îmi spunea. Mai trec vreo 2 luni și mă sună el. Și îmi spune, frate păstor, vă invit să veniți până la noi acasă să încercați să ne rezolvați problemele. Dacă nu veniți, o să fie prea târziu și o să vă pare rău. Și am zis, bă, băiatule, ascultă-mă bine. Eu n-am nicio responsabilitate față de tine, du-te la păstorul tău, vorbește cu el. Nu, că dumneavoastră ați fost păstorul așa și a început să mă manipuleze. După încă o săptămână mă sună din nou și zice, dacă nu veniți, o omor. Am crezut că glumește. Am crezut că glumește. Și am zis, poate dacă vin eu, te omor eu pe tine. În glumă, normal. A fost cea mai mare greșeală pastorală pe care am făcut-o în viața mea și pe care nu o să mi-o iert niciodată. Orice manual de teologie pastorală și de consiliere îmi cerea să procedez altfel. Și cât de deștept păstor m-am crezut, am dat cu oiștea de gard ca niciodată. Am zis, imposibil să fac așa ceva. N-a trecut decât încă o săptămână, m-a sunat aproape în fiecare zi în săptămâna aia el, n-a trecut decât încă o săptămână și mă sună cineva din statul, din Statele Unite de acolo și zice, uită-te la știri. Pornesc televizorul, îmi spune canalul și mă uit. Bărbat de origine română și am pușcat în cap soția.
împușcându-și și fetița de 3 ani în genunche, în prezența băiețelului de 2 ani. Un copil de 3 ani, unul de 2 ani și o mamă împușcată. Cineva m-a sunat și a zis, a vorbit cu tine în ultima săptămână, sună-l, măcar el să nu-și ia zilele. Și dacă înfundă pușcăria pe viață, cine știe, poate Domnul caută acolo. Vă mărturisesc în numele Domnului. Pe atunci era cu agende, da? Cu agenda. Iau agenda, am dat fiecare număr, fiecare pagină, se caut numărul de telefon la bărbatului. Nu l-am găsit. Nu l-am găsit. Mai dau încă o dată înapoi, nu i-am găsit numărul. Era joi seara, zic, plec la biserică, asta e, nu mai pot să stau. M-am dus la biserică. Când m-am întors de la biserică, primul lucru am intrat pe canalul respectiv de știri și când m-am așezat, zicea, trupul bărbatului a fost găsit când l-au înconjurat polițiștii, s-a împușcat în cap și el. Nu neapărat că eu am fost centrul scenei, dar mi-a dat Domnul o lecție, că este o limită a harului lui Dumnezeu. Nu vă jucați cu harul lui Dumnezeu. Am luat aceeași agendă pe care am răsfăit-o și în față și în spate de 2 ori și am lăsat-o să se deschidă așa. S-a deschis agenda pe masă și pe pagina unde s-a deschis era un singur nume. Nu vă spun numele, era numele bărbatului pe care nu mai puteam suna. Ce am vrut să vă spun prin acestea, dragii mei? Nu să speriu pe nimeni și nici să bag groaza în cineva. Sunt decizii cu care vă rog din suflet, nu vă jucați. Trebuie să aveți niște criterii foarte clare, niște valori foarte stabile atunci când veți lua deciziile acestea. Pentru aceasta aveți nevoie de călăuzire. Și știu că este un cuvânt după care strigați, vrem să fim călăuziți, dar de cele mai multe ori călăuzirea asta vine mai mult dintr-o curiozitate, nu neapărat dintr-o dorință de a ne conforma acelei călăuziri. Un fel de ghicire, să știm mai dinainte. Atunci când vorbim despre călăuzire, vorbim de 3 lucruri, și anume, 1, să aflăm voia lui Dumnezeu, 2. Să ne asigurăm că e voia lui Dumnezeu, nu numai să o aflăm, să ne asigurăm că multe voi ale lui Dumnezeu mai vin către noi și nu întotdeauna sunt autentice. Să ne asigurăm că este voia lui Dumnezeu și este pasul decisiv și anume să decidem să aplicăm vocea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, care a fost confirmată că este voia lui. Deci, aflăm voia, verificăm confirmare, aplicăm voia confirmată. Asta înseamnă să ne lăsăm călăuziți. Cum suntem călăuziți? Cum aflăm voia lui Dumnezeu? Cum ne stabilim criteriile după care aflăm voia lui Dumnezeu? În primul rând, sunt 5 căi. Prima, călăuzirea prin cuvânt. Dragii mei, atunci când luați Scriptura asta în mână, atenție, asta nu e o carte, da? Asta nu e o carte. Măcar că o vedem ca pe o carte. În această carte îl descoperim cum este Dumnezeu și care este planul lui de mântuire pentru noi. Și este închis aici. Oricine vrea să aducă altceva ce nu e în Scriptura asta despre cum este Dumnezeu sau să completeze ceva legat de planul de mântuire, aruncați la coșul de gunoi. Ce este descoperit despre Dumnezeu, despre planul de mântuire, este închis aici. De aceea vorbim despre Scriptură ca despre revelație sau descoperire de sine a lui Dumnezeu. Cred în darurile spirituale? Da. Cred în manifestarea darurilor spirituale, dar darurile spirituale nu sunt de natură să ne aducă o altă cale sau altceva despre Dumnezeu, ci sunt de natură să contextualizeze ca un suport, ca un ajutor într-un moment critic,
o încurajare, o mustrare, o redirecționare, o înștiințare care nu are de-a face cu a înțelege un alt plan al lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, ci pentru umblarea noastră pe aici. Deci vreau să facem distinție între nivelele de autoritate care sunt în Scriptură și în manifestarea altor daruri spirituale. Dar mergem mai departe. De aceea insist aici. Noi suntem călăuziți în primul și în primul rând prin cuvântul lui Dumnezeu. Am terminat într-o notă critică cu voi și să nu cumva să credeți că îmi cer scuze. Am spus că sunteți generația care citiți prea puțin. Dragii mei, vă rog să vă uitați bine la mine. Dacă nu reveniți la citit, și nu-mi pasă că e online și cine o să audă un cuvânt care aparent e agresiv, nu este agresiv, ni se pare nouă, o să ajungeți ca generația din care faceți parte și o să vă confundați cu ea, o generație de idioți. Atenție, duceți-vă la cuvântul, la rădăcina cuvântului și o să vă dați seama că nu e cuvânt agresiv. Da? Idiot înseamnă laic, înseamnă om normal. Da? Deci, ce vreau să vă spun, dragii mei? Nu vă complaceți să deveniți oameni banali. Ieșiți din zona aceea care mai citește cât un post de ăsta pe Instagram. Și că astăzi am citit 5 de astea. Vă rog din suflet, dragii mei, puneți mâna din nou pe Scriptură. E împotriva curentului să mai citește astăzi. O să vedeți rezultatele lecturii. Citiți Scriptura, citiți cărți bune, echipați-vă. Nu vă aruncați timpul ăsta prețios pe fereastră. Este o vorbă la evrei, am învățat-o mai de mult. Spune așa, un tată îl învăța pe copilul lui. Zice, dragul meu, cei mai de preț în viață este educația. Oamenii vor putea să vină și să-ți ia tot. Îți iau casa, îți iau mașina, îți iau banii, îți iau tot. Familia ți-o iau. Un lucru nu-ți va putea lua nimeni. Educația. Vă rog din suflet, mergeți împotriva curentului, dezvoltați-vă capacitatea de analiză, de sinteză, nu vă bazați pe imagine, ci pe citit. Știu presiunea care se pune, mă duc aminte, vorbeam în urmă cu câțiva ani cu fiică mea, cu a doua dintre fete, și știam că la engleză i-au dat să facă o recenzie la o carte. A trecut o săptămână, a trecut două și am zis, nu faci recenzia. Se uită la mine și zice, aștept să iasă filmul. Mă înțelegeți? Știți ce înseamnă informația prin imagine? Osificarea minții. Înseamnă să nu mai puteți să analizați, să nu mai intră calupuri de informație direct în subconștientul vostru și nu mai știți de unde a ajuns acolo. Nu mai ies. De unde e asta? Unde e sursa? Imaginea pe care tu nu poți să o analizezi. Nu mai poți sintetiza. Ba, cum înhrănim curcanul, așa băgăm curcan. Când citești, oricine vă spune lucrul ăsta, când citești, ești jumătate cât autorul, pentru că lucrezi împreună cu el. Bun, mergem mai departe. Deci, călăuzirea prin cuvânt, revin la puterea cuvântului din Scripturi acum. Dar este important să începeți să puneți mâna din nou pe Scriptură. Să o citiți, să vă hrăniți cu ea. Fac o paranteză, în urmă cu câteva luni am fost la o mormântare în Piatra. La o soră, avea vreo, nu mai țin minte, 87 de ani când a murit. Cea mai mare surpriză de la mormântarea, știți care mi-a fost? Când copiii ei mi-au spus, a citit Scriptura de 120 de ori. De 3 ori pe an. O femeie de 87 de ani. Doi bani o dădea pe ea. Deci,
căutați în cuvânt și veți găsi cele mai multe răspunsuri la întrebările voastre. 2. Călăuzire prin model. Călăuzirea prin model vine prin modelul Domnului Iisus, în primul rând, pe care îl găsim tot în Scripturi, dar vine și prin modele pe care Dumnezeu le-a așezat lângă voi. Modele de oameni de succes spiritual pe care le-a așezat lângă voi. Uitați-vă la ei, întrebați-i, trageți-i de mânecă. Cum ați stat așa? Cum ați crescut așa? Cum ați trăit? Unul dintre oamenii cheie care și-au pus amprenta asupra vieții mele a fost un păstor din Dej, fratele Sandu Marin. El m-a și trimis la școală. Inițial am făcut informatică, după aia m-am străcat și m-a făcut popă. Și fratele Sandu Marin și-a pus amprenta, m-am uitat la el îndeaproape și au fost alții. Au fost alții la noi în oraș, o generație extraordinară, nicui știe. Din toată garda aceea veche mai trăiește astăzi unul, are 94 de ani, fratele Măluțan. Acolo au fost părinții noștri. Când îi aveam printre noi era banal, erau părinții noștri. Acum când mă uit la ei, mi-este rușine de mine. Pentru că Dumnezeu așează oameni stabili, solizi, credincioși. Și ne-am fost binecuvântați de o generație care a plecat, dar a plecat în glorie. Călăuzire prin model. Apoi, călăuzire prin providență. Prin părtășie, îmi cer scuze. Prin părtășie înseamnă călăuzire în rugăciune, în meditație. Ascultați-mă un pic. De multe ori avem atitudinea aceasta: Doamne, îți lap colț, îți prins la colț, până mâine trebuie să dau rezultatul, Doamne, până mâine trebuie să completez formularul, unde să aplic, ce să fac, Doamne, cum, A, B, ce liceu, ce facultate, ce profil, spune-mi acum, noaptea asta, Doamne. N-am vorbit cu el 10 ani și ne trebuie să ne răspundă într-o seară. Știți când ne răspunde? Când comunicarea este un mod de viață cu el. Atunci ne răspunde. Nu săriți la rugăciune când vă arde la degete. Săriți când nu trebuie să alegeți. Și când trebuie să alegeți, va fi acolo. De aceea am spus, părtășia trebuie continuă. Și el este lângă voi în clipele critice. În rugăciune, în meditație. Iată ce spune Psalmul 16:7. Extraordinar. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește. Când? Căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Vorbește noaptea. Îți dă un vis, îți dă un gând. Te liniștește. Dar pentru asta trebuie să știi să vorbești cu el. Să știi să-l asculți și să taci tu. Apoi, călăuzirea prin providență, ce înseamnă? Înseamnă prin intervenții supranaturale a lui Dumnezeu. Acestea pot să fie circumstanțe, pot să fie oameni spirituali, maturi, mentori. Apropo, și o să avem la aplicație imediat, pe cine aveți lângă voi la cine dați socoteală de viața voastră? La cine dați socoteală de viața voastră? La cine cereți sfat? Cine este persoana spirituală, matură, la care mergeți? Eu deja aici, vă spun cu bucurie, aici deja am auzit, s-atent, deja am exercițiul acesta. Câțiva dintre tineri vorbeau și se raportau, am auzit cel puțin 3 nume din biserica asta, la care dintre tineri se raportează. Pentru mine este foarte clar ce se întâmplă în biserica asta. Vă întreb, te întreb, ai un mentor? Ai un om spiritual la care pot, la care trebuie să te duci, să te sfătuiești, să te mărturisești? Apoi, tot prin providență, prin daruri spirituale, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, Duhul Sfânt lucrează.
Dacă vă povestesc, ascultați-mă, viața mea în cele mai mari schimbări din viața mea, și pot să număr vreo 5 schimbări majore în viața mea, toate au fost marcate de mesaje din partea lui Dumnezeu, dar nu de astea așa de zonă gri, știi, generalități de astea predicabile, ci de chestiuni foarte, foarte exacte. Eu cred că ultima dată când am fost, v-am povestit aici, de exemplu, întoarcerea mea în România. Am povestit o biserică aceasta, nu revin. Dar am să vă dau un alt exemplu, pentru că se leagă de alegerea profesiei. Și dați-mi voi două minute, așa, fratele Nicu o să înțeleagă bine circumstanțele. Eram toți împreună la numărul 1, în sus acolo, pentru Beclenar, știți unde e, în sus. Era pe vremea Ceaușescu, singura variantă să te realizezi pe vremea era să intri la facultate. Nu puteai să intri la orice facultate, că pocăiți erau selectați, erau vreo două, trei facultăți unde erai lăsat să intri și astea erau facultăți tehnice, da? Care n-aveau niciun pic de ideologie. Acum, v-am mai spus că în clasă eram doi pocăiți, eram eu și cu Nicu. Nu, Nicu e mai matur decât mine, cu vreo 2 ani, cu Nicu, care e primarul Meclean. Acum noi ne știam, eram elevii de olimpiadă de matematică și fizică, aici eram. Noi ne știam cam cei din județele Bistrița, Cluj, Sălaju, Mureșu, cam știam și erau 30 de locuri. Facultatea care am vrut să mergem era 960 pe 30 de locuri. Da? Deci 32 pe un loc. Dar noi ne știam, Nicu era unul dintre cei mai buni, da, era primul, al doilea acolo, din toate județele astea. Eu eram undeva 20 spre 30, eram acolo. Ieșim din biserică, vine o soră fără nicio clasă. Și zice, mă, copii, am un cuvânt de la Domnul. Era în clasa 12, mai aveam încă vreo lună de zile până la examen la facultate. Ia deoparte, parcă văd și acum, era poarta aia, da, portița. Ne-a lângă portiță și zice, auzi, frate Ionci, și eu nu știu bine ce înseamnă astea, dar Domnul mi-a spus așa, că poarta pe care vrei să intri e închisă, că dacă ai intrat pe ea, te-ai nenorocit pentru totdeauna. Dar Domnul are o altă poartă, mult mai binecuvântată, un pic mai târziu. Dar Nicu, pentru tine poarte larg deschisă, pentru că prin aceasta tu îi vei influența, nu știu cum o zis ea, o să-i atingi pe mulți. Și-a plecat femeia. M-am uitat la Nicu, știi ce am făcut? Povești. Povești. Ne-am dus la examen încrezător. Când am ieșit din sala de examen, am predat lucrarea și când am ieșit, era 1988, când am deschis ușa, toată rezolvarea la o problemă mi-a venit exact altfel decât am scris-o pe examen. Nu mai puteam face nimic. Era ceva cu un loc geometric în spațiu, trebuia să fie o dreaptă, mi-a dat un punct, pe o chestie de asta. M-am uitat înapoi. S-a uitat la mine ăla care era profesor, care era la catedră și a zis, am ieșit afară și am plecat acasă. După 2 săptămâni s-au dat rezultatele, mama s-a dus la un control medical și ea s-a dus să-mi ia și rezultatele. O văd și acum venind cu sacoșa pe cărăruia aia pe lângă drum, spre casa noastră. Și spun, cum e? Se uită la mine și zice, Nicu a intrat al doilea. Și tu? Și eu? Zice, ești al 32-lea. Dar zice, mamă, am vorbit la secretariat și în fiecare an sunt câțiva care se îmbolnăvesc, se retrag, se mută și au zis, completez o cerere și primii 3 în fiecare an sigur intră. Deci consideră-te că ai intrat. În momentul în care mama mi-a zis asta, o femeie credincioasă, în mintea mea, Duhul lui Dumnezeu mi-a activat cuvântul care mi l-a spus sora aia la poartă și a zis, dacă treci de poarta asta, te nenorocești pentru totdeauna. Și a zis, mamă, să mă ferească Domnul să fac cererea asta, nu o fac.
și a plecat în armată. M-a prins revoluția pe acolo, n-am omorât pe nimeni, vă promit. Am venit și după aia am făcut informatică. Am început să lucrez programator și am zis, vezi că domnul a avut o altă poartă mai bună. Că doar asta era o facultate electrotehnică, eu acum dita mea informatician, programator, cine era pe vremea aia. Eu am prins Felixul, iar un computer era cât un sfert biserica asta. Și da, și dintr-o dată s-a făcut pe generația mea schimbul pe PC-uri. Și primul computer care a ajuns la noi a fost un Z86. După aia a venit 286. Ziceam că tot vin de ăștia, ziceți, extraterestri. 386-le. Primul computer al meu pe care am lucrat avea RAM-ul de 8 mega. Nu râdeți, că atât a fost. Lucram cu floppy. Floppy era de asta, dischete, da? Prima dischetă cu care am lucrat era asta de 5.1 pe 4. Atât era de mare. Și avea 512 mega. Da, băgam. După aia, nu vă mai spun de... Și am zis, asta îi. Vezi, domnul a răspuns la rugăciune. Povești, nici vorba. Am început să slujesc, am început să predic și... Fratele Sandu îmi spune, băi, Ionci, ce ești tânăr, eram căsătorit deja, ești tânăr, zice, dacă tot ai început să slujești, pune-ți o temelie solidă de învățătură, să nu predici prostii. Ce, du-te la școală acum. Iau decizie, mă duc la Fără Frecvență în București, la ITP. Dau examen, intru. După câteva zile mă sună fratele Trandafir Șandru, era rector atunci. Zice, frate Sas, am fost în comisia de examinare și mi-a pus Domnul pe inimă să te sun, să spun următorul lucru. Dacă crezi că Dumnezeu te vrea în slujire, hai la zi. Soția mea era însărcinată, aveam salariul de 10 ori cât media ca programator, slujeam, aveam casă în Beclean deja, mi-am aruncat viața în aer. Când se iau decizia, m-am dus la tata să mă sfătuiesc cu el și am zis, opu, în ungurește, opu, uite ce mi-a spus Trandafir, ce să fac. S-a uitat la mine și a zis, două lucruri pot să spun. Unu, tu n-ai voie să iei decizia asta, Mihail o ia. Doi, dacă o să zică da, mi-e milă de tine. Și am zis, de ce? Acum nicu nu mă o să înțeleagă de ce. Zice, pentru că tu ești ca mine. Toți te calcă în picioare și tu nu poți călca pe nimeni. Și o să suferi ca un câine. Mă rog, Dumnezeu a vorbit într-un fel Mihaelei și uite bine la mine. După 4 ani de căsătorie mi-am lăsat nevasta acasă 4 ani, care era însărcinată și în vacanța de iarnă din anul întâi mi s-a născut prima fată. Și când am vrut să vin după 2 săptămâni acasă să-mi văd nevasta, s-a uitat Trandafir la mine, care o insista să mă duc acolo și a zis, vrei să mergi acasă? Da, împachetezi, te duci, dar înapoi nu mai vii. Voi vă faceți o prietenă și treceți la IFR. Să o credeți voi că se mai poate. Cum? N-am zis de tine. Bun, să revin. Ce am vrut să vă spun prin toată povestea asta? Că Dumnezeu, dacă sunteți cu inima curată înaintea Lui, Dumnezeu vă va vorbi clar și nu va fi nimic interpretabil, nimic de zonă gri. Veți ști exact ce să faceți. Încredeți-vă în Dumnezeu. Și a cincea formă de călăuzire este dubla călăuzire. Ce înseamnă asta? Întotdeauna dacă Dumnezeu are un mesaj pentru voi, va dubla mesajul astfel încât să-l crediteze. Și dublarea călăuzirii, atenție acum, vine din pacea inimii pe care Duhul lui Dumnezeu o pune în voi. Dacă vă vorbește Dumnezeu în orice formă, dar sunteți încă tulburați, stați pe loc, opriți-vă.
Până în momentul în care același Duh al lui Dumnezeu nu va pune pace, liniște în inima voastră, care va fi de fapt o confirmare a mesajului pe care vi l-a trimis deja. Sau dublarea poate să vină printr-o altă formă de călăuzire decât pacea inimii. Dar întotdeauna veți găsi o liniște sufletească ca să faceți pașii chiar atunci când Dumnezeu vă cere lucruri grele, care în mod normal vă tulbură. Deci întotdeauna cereți de la Dumnezeu dublarea călăuzirii. Dacă acestea sunt formele prin care Dumnezeu ne călăuzește, atunci aveam un mesaj pregătit câteva lucruri legate de deciziile capitale din viața lui Daniel. Vedeți, Daniel, și mi-a părut tare bine că s-a potrivit, fără să știu că o să citiți din cartea Daniel, Daniel și prietenii lui, dacă ați putea să fiți acum așa sătui cum sunteți și un pic atenți. Nu că nu sunteți, dar vreau să vă trezesc mai mare interes. Atenție! Daniel și prietenii lui și-au făcut o disciplină în viață, și anume, au luat niște decizii înainte să trebuiască să le aplice. Deci, n-au luat deciziile când s-au confruntat cu o situație. Deciziile deja le luaseră înainte să vină circumstanța aia peste ei. Că se vorbea aici și mi-a plăcut că toți ați atins aspectul ăsta. Când au sunat trompetele în fața chipului, n-au făcut ședință de comitet să spună, băi, ce facem, ne punem sau nu ne punem? Circumstanța de acum, și tare fain a explicat, frate. Nu cumva se aplică diferit. Nu, ei deja luaseră decizie înainte să aibă nevoie de ea. Ăștia-s tinerii de succes, care și-au un set de decizii înainte să aibă nevoie de ele. Eram pe șanț cu prietenii, în Beclean, avem 15 ani. Și trece fratele Știr. Se uită la noi și în costumul ăla lui gri cu teneș. Zice, mă copii, ce îți face cu viața voastră? Atât am eu zis. Ne-a coborât cuvântul ăla și mă aduc aminte și acum, eram cu griștiți pe prietenii ăștia. Și am zis, mă, cine a spus omul ăsta? Ce face, mă, cu viața noastră? Și am zis, știți ceva? Noi trebuie să luăm niște decizii care să ne păzească în viață. Și mă aduc aminte, am început să vorbim, care sunt deciziile pe care nu o să le încălcăm în viață, nici să ne toace mărunt. Și în copilăria noastră, doar o să vă spun câteva și nu să mă lau, e numai harul lui Dumnezeu. Dar aduce Dumnezeu asemenea, știți ce îmi doresc? Ce vă spune acum să fie momentul ăla meu de atunci, care să vă păzească pe voi de greșeli mari, uneori ireparabile. Am decis atunci între noi și am zis așa, cât trăim noi, nu o să ne atingem de alcool. Am 55 de ani. În mod conștient, efectiv, să știu eu, n-am pus mâna pe alcool niciodată. Că stare eu, nu a fost bun Dumnezeu. Și la momentul potrivit, ascultați-mă, dragi ficiori, lăsați social drinking și prostiile astea. Dumnezeu merită niște absolute în viața noastră. A doua decizie, și iertați-mi acum deschiderea pe care o am când vă spun lucrul ăsta, a doua decizie a fost, nu o să cunoaștem nicio fată decât pe soția noastră după căsătorie. Auziți? Nu o să cunoaștem nicio fată decât pe soția noastră după căsătorie. La domeniul ăsta, cum sunteți voi ispitiți, am fost și noi ispitiți, stați liniștiți, ca toate generațiile de pe pământul ăsta. Dar numai harul lui Dumnezeu a fost. Repet, numai harul lui Dumnezeu a fost să ne ajute și în domeniul ăsta. Am luat deciziile noastre după mintea aia, dar cred că a fost un moment în care Dumnezeu ne-a păzit de cine știe ce ar fi urmat. Știți cum a decis Daniel și prietenii lui? Au făcut două alegeri majore. Au zis, alegem caracterul în locul confortului. Era confortabil pentru ei să zică, bă,
Zici, bă, nu ne... Uite, Dumnezeu ne vede inima. Nu? Uite, Doamne, Tu ne vezi inima. Am gestul, ce gest? Nu? Doamne, uite, nu de tot. Da? Nu mă un pic așa cât să nu zică aia și gata. Da? Că, Doamne, Tu știi că inima noastră n-am plecat-o. Înțelegi ce vreau să vă spun, nu? Nu bem, închinăm un pic. Nu ne culcăm. Mergem până acolo, la limită. Da? Știți bine ce spun. Au ales caracterul în locul confortului și am mai ales încă ceva. Au ales disciplina în locul dezordinii. Au ales disciplina în locul dezordinii. Asta nu e o decizie simplă. Pentru că voi sunteți la vârsta în care sunteți încă haotici. Și nu am atacat pe nimeni. Și am să vă spun de ce. Mă refer acum doar la băiat, da? Nu mă refer neapărat la fată. Băiatul, prin definiție, este un personaj haotic. Nu numai în comportament, știi, cu haine, cu cârpe, cu chestii. Nu, haotic în gândire. N-are linie, încă n-are perspective, n-are trasată clar harta în vieții lui. Băiatul este haotic. De aceea, cea mai mare criză demografică de astăzi e criza de bărbați. Da? Când zic criză de bărbați, nu zic criză de mascul. Zic criză de bărbat. Pentru că e plină lumea de băieți îmbătrâniți, de băieți însurați, care nu se mai transformă în bărbați, ci rămân băieți haotici. La 30 de ani merg acasă, au familie, au prunc, iau FIFA 2000. Dacă vrei să fii bărbat, aruncă-o pe foc, mă. Pentru că bărbatul își pune ordine în viață. Nu mai este haotic în gândire, are linie clară. Îi lider pentru el și pentru casa lui. Dar pentru asta trebuie disciplină. Vrei să vă spun doar două, trei lucruri în care trebuie să vă disciplinați? În odihnă. În odihnă. Voi sunteți o generație care nu mai știți odihni. Și să nu cumva să credeți că vorbești numai de somn. Somnul e așa, un criteriu al odihnei. Odihna este o stare. Odihna este acea stare de liniște, acea stare de control, acea stare de pace interioară. De ce credeți că trebuie să tot scurtăm programele la biserică? Nu mai avem astâmpă, că ne mâncă tot timpul ceva. De ce? Nu trăim odihna. Puneți să stea liniștit un om. Știți care este cantitatea, dar timpul de concentrare astăzi? În urmă cu 20 de ani, timpul de concentrare și pe o predică și pe clase era de între 7 și 12 minute la adolescenți. După 7-12 minute trebuia recaptată atenția. Într-un fel, nu știu, un gest, un țipăt, ce fac eu acum? Numai că partea delicată, știți care e? Că de la 12 minute, capacitatea de atenție, ca să rămâneți conectați, fără să trebuiască să fiți recaptați, a scăzut la 3 minute. Și ne scremem predicatorii aici din 3 minute să tot reprindem sala, să tot cumva, nu știu, mai țipăm, mai facem ceva. Știți de ce? Noi nu mai trăim în odihnă. Pentru că altceva, action, adrenalină, da? Vizual, imagine, post, FOMO. Nu știți ce e FOMO? Fear of missing out. Adică cea mai mare dependență de ziua de astăzi. A depășit pornografia, care e groaznic de spus. Teama de a nu fi lăsat pe din afară, pe social media. Asta înseamnă disciplină, odihnă, liniște, încredere, eficiență. În final, am dat câteva sfaturi și apoi trecem la răspunsuri. Dacă e vorba de alegerea profesiei, câteva răspunsuri, câteva sfaturi foarte practice și simple. 1. Nu-i lăsa pe alții să aleagă în locul tău. Vei spune, bă, dar ne ciocnim aici cu voia lui mama, lui tata.
Aici trebuie negociat și am să vă spun, aș vorbi și cu părinții voștri, pentru că noi părinții facem și noi o greșeală și eu sunt onest cu voi după cum vedeți. De obicei, noi vrem să împlinim în copiii noștri ce am eșuat noi. Bună oară, un tată când merge cu pruncul lui să cumpere jucărie, nu-i cumpără ce îi place la copil. Îi cumpără jucăria pe care și-ar fi dorit-o el când a fost copil și nu i-a cumpărat-o măsa. Și dacă eu am vrut să fiu medic și am picat la facultate, ce credeți că îmi pun în cap? Prima fată, doctoriță. Mă, n-are nicio treabă asta, mă, asta-i tău cu Shakespeare în cap și cu... Nu, domnule, chimie, biologie, Asta săracă, o bolnăvesc psihică. Deci, nu-i lăsa pe alții să aleagă în locul tău. 2. Nu alege odată cu gașca. Știți că multe dintre alege să facă așa, știi, grupul ăștia de la închinare. Noi facem mecanică. Bă, tu n-ai nicio treabă, tu ești fotbalist, mă. Bă, gașca zic, mecanică, cu gașca. Nu alege cu gașca, pentru că ești unic. Ești unică. Și Dumnezeu nu v-a creat așa cu lopata. Da? 3. Nu visa mic. Noi românii suferim de niște complexe. Voi românii suferiți de niște complexe. Pentru că așa am fost învățați că nu se poate să ajungi departe. Nu se poate să ajungi mare. Nu se poate să... Ba da, se poate. Ascultați-mă bine. Locuiți în Germania. Tot ce vreți, puteți. Ce vă puneți în cap dacă vreți, puteți. Bă, vrei să faci doctor? Medic, fă-te. Director de bancă, fă-te. Puteți să realizați ce vreți. Dar în ordinea aia care am zis, prima dată etern, mare, mărunt. Al patrulea criteriu. Nu fi fricos, ci doar precaut. Nu fi fricos, ci doar precaut. A cincilea. Nu fi rupt de realitate sau naiv. Mă, știi că am eu așa, simt în duhul meu așa că trebuie să mă fac protectorul dinozaurilor din zona de Frankfurt, a dinozaurilor cu coadă sucită și fac facultate și 170.000 de euro cheltui că o să fiu protectorul dinozaurilor roz din München. Nu fiți naivi. Atunci când alegeți profesia, gândiți un pic înainte, vedeți încotro merg lucrurile, vedeți ce se cere, vedeți că vine inteligența artificială, vedeți care sunt locurile unde o să rămână oameni. Adică calculați realist, da? Nu fiți naivi și rupți de realitate. Apoi, uitați-vă la chemarea, darul și investiți pregătire în acestea. Apoi, puneți-vă întrebare, meseria, școala pe care vreți să o urmați, cum vă influențează viața spirituală? Vei spune, cum să o influențeze? Păi vă dau un exemplu simplu. Eram păstor în Oradea și a venit odată o fată din biserică la mine și a zis, frate, vreau să vă cer sfatul dumneavoastră, pentru că am o neliniște. Zice, vreau să mă duc să fac IATC-ul. Ca să vă transduc IATC, înseamnă Institutul de Arte Teatrale și Cinematografice. Că vreau să fac artistă. Știi? Și am întrebat, tu e sigură că asta vrei să faci? Și au zis, da, de ce, frate? Noi, pocăiți, n-avem voie să ne facem actori? Și am zis, vreau să te întreb următorul, o singură întrebare, trebuia să o șochez. Cum o să reacționezi la prima scenă nud pe care o să-ți o ceară? Ați înțeles? Cum te afectează viața? Cum îți va afecta viața spirituală? Cum îmi influențează viața de familie? Mă fac un de ăla care-s plecat de astronaut și eu o să fiu 17 ani pe naveta spațială internațională, da? Cu niște ruși și cu niște chinezi acolo. Și eu vreau să am familie, da? Da, sau ești tot așa, ba la conferință în München, dar vrei să ai familie, știi? Da. Cum îmi va afecta echilibrul meu întreg în viață? O altă întrebare, nu? Și în final, o să aibă sens zilele mele cu o asemenea profesie? Adică, hai să vă pun întrebarea altfel. Imaginați-vă că ați ajuns ce vreți și
Acum, după ce ați ajuns, începe serviciu, că știți că după școală vine serviciu, deci trebuie să merg la lucru. O să vă puteți da cu bucurie jos din pat? Știind ce urmează să faceți? Asta e o întrebare simplă, dar cheie. Alege profesia pentru care să te dai jos cu bucurie din pat. Să zici, asta urmează să fac. Ted. Bun, și acum, ultima parte și încheiem, după alegerea profesiei, alegerea partenerului. Trei criterii simple, dar le spun dinainte. Astea sunt întrebările cheie, de fapt. Cum să ne alegem partenerul de viață? Eu am ecuație pe care o folosesc de mult, și anume, alege cu cap. Alege cu cap. Ce e asta? Alege cu cap înseamnă, în primul rând, că, la cap. Este creștin? 2 Corinteni 6:14. Nu vă înjugați, nu vă înjug nepotrivit cu cel necredincios. Ce legătură este între întuneric și lumină? Ce legătură poate să fie între împărăția lui Dumnezeu și împărăția întunericului? Ascultați-mă. Nu zice, lasă că l-o-i schimba eu. Viac nu schimbi. Îți dau un scris. Toți dintre voi ziceți în felul următor și vă dau un secret despre căsătorie. Ei, băieții, speră ca voi să nu vă schimbați niciodată. Voi, fetele, sperați să-i schimbați pe ei. Peste 10 ani o să vă dați seama de o realitate dură, și anume, că voi v-ați schimbat și ei nu s-au schimbat deloc. Înțelegeți? Deci, primul criteriu, este creștin. 2. Este de caracter. 3. Se vede în comportament acest lucru. Nu teorie, de asta că vine câte unul te dă pe spate cu teologia. Nu teologie. Caracter și comportament. Că. 2. Alege cu, am zis, cap. Da? A. Adică se adeverește că este credincios. Primul că, credincios. A. Adeverit. Ce înseamnă asta? Cum se adeverește? Care sunt regulile lui de viață? Care sunt regulile pe care nu le încalcă? Adică valorile la care ține. 2. Sunteți cu mine acum? Ce face din rutină fără să-și controleze reacțiile? Când este surprins, nu când își calculează că trebuie să impresioneze. Și calcă-l pe picior atât când nu se așteaptă. Să vezi cum reacționează? Din rutină, acolo se vede cine-i. Acolo se adeverește. Și știți ce înseamnă dragostea peste 10 ani când mor fluturașe prin stomac? Mor mai repede, dar am vrut să vă dau 10 ani. Știți unde se vede? În respect. Cea mai mare cantitate de dragoste se transformă în respect. Aici se vede dacă e adeverit sau nu ca fiind creștin. Și am zis cap, potrivit. Adică creștin, adeverit, potrivit. Potrivit în ce? În valori, în viziunea asupra vieții, în modul în care vreți să decurgă viitorul vostru împreună. Vă potriviți la asta? Nu am zis potrivire intelectuală cu dacă aveți două diplome, trebuie să aibă și ăla două diplome, nu. Sau dacă tu ești de 1,90 m, neapărat cel trebuie să fie de... Nu la asta m-am referit. Potrivirea se referă la valori, la viziune și la viitor. Deci atunci când vă alegeți partenerul de viață, alegeți cu cap. Și mai dau încă o sugestie. Pentru unii pentru care nu-i prea târziu. Nu? Că nu mai pot da înapoi. N-am vrut să... Așa un pic. Că lucrurile se mai pot schimba, persoanele nu. Lucrurile numai. Adică starea de fapt. Ascultați-mă. Cea mai mare greșeală pe care voi o faceți, și sunt foarte deschis cu voi acum, da? Ca un părinte vă spun acum, nu ca un pastor. Voi sunteți altruiști înainte de căsătorie. Cum să-i fie bine, cum să-i fac, cum să o impresionez, unde să o duc, sunteți atenți cu voi, vă îmbrăcați frumos, vă spălați pe dinți de două ori înainte de căsătorie. Faceți multe lucruri așa.
Da, foarte, da? Altruiști. Numai la celălalt vă gândiți. Mă, nu știu ce se întâmplă luna de miere. Eu să gata luna de miere și dintr-o dată nu mai vedeți pe celălalt. A, nu-mi spune, nu mă duce, nu-mi face, nu-mi... Și dintr-o dată din altruistul, din, nu știu, la cununie facem noi ceva greșit, dintr-o dată totul se transformă într-un egoism exacerbat. Dragii mei, realitatea trebuie să fie pe dos. În ochii mei să vă uitați acum. Fiți egoiști înainte. Ne învață păstorul să fim... Da. Fiți egoiști înainte. Ce înseamnă egoismul de dinainte? Ia-ți ce-i mai bun. Gândește-te la tine înainte. Nu, că așa mă dau, mă sacrific pentru... Până la nunte te sacrifici. Și apoi suferi. Le dau cu capul de pereți. De aia îți vine te unele, nu din cauza lor. Fiți egoiști înainte. Luați cei mai buni, dar cei mai buni după criteriile astea, nu după ce spune lumea, contracurentului cei mai buni. Da? Nu cei mai extravagant, nu cei mai impresionant. Ascultați-mă că astea trec. Astea sunt criteriile. Fiți egoiști înainte. Dar din ziua căsătoriei nu mai aveți ochi pentru voi. Sunteți altruiști după. Ok? Și cum s-ar zice, așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.